În această dimineață, pompierii de Veni au fost solicitați să intervină pe autostrada A1 între localitățile Simeria și Orăștie, unde a avut loc un accident rutier între un autotren și un autoturism. În urma impactului, autoturismul a luat foc. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism, iar pompierii au acționat rapid pentru stingerea incendiului și pentru a se asigura că focul nu se extinde, iar oamenii sunt în siguranță. Pompierii au reușit să lichideze flăcările în circa 10 minute și, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Conducătorul autoturismului a fost evaluat medical de către paramedici, fără a se impune transportul acestuia la spital.